Șeful diplomației de la București s-a întâlnit la Chișinău cu președintele Maia Sandu. Bogdan Aurescu a menționat că victoria unui partid pro-european la alegerile din 11 iulie e o șansă unică de apropiere a Republicii Moldova de comunitatea europeană. De asemenea, odată cu învestirea noului guvern de la Chișinău, urmează a fi prelungit acordul de asistență de 100 de milioane de euro, expirat în luna martie din cauza reticenței executivului de la Chișinău. Am discutat despre importanța convenirii unui nou program de asistență nerambursabilă care să îndeplinească funcțiile acordului privind asistența nerambursabilă de 100 de milioane de euro semnat în 2010 și ieșit din vigoare, din păcate, în martie acest an. Ca ministru de externe al României, acordarea unei noi contribuții voluntare din partea României în valoare de 300.000 de euro prin intermediul European Endowment for Democracy în scopul implementării de proiecte pentru susținerea societății civile și a presei independente din Republica Moldova. Președintele Maia Sandu a mulțumit României pentru sprijinul constant acordat cetățenilor Republicii Moldova. Ea și-a exprimat și recunoștința pentru noul lot de peste 100.000 de vaccinuri anticovid adus astăzi la Chișinău. În momentul în care vom avea următorul guvern votat de către Parlament, am reluat discuțiile asupra programelor pe care le-am inițiat anterior și, evident, am discutat despre actualizarea acestor programe, pornind de la contextul real pe care îl avem astăzi în Republica Moldova. Vizita ministrului de externe al României, Bogdan Aurescu, la Chișinău e prima pe care o face un oficial european în Republica Moldova după victoria Partidului Acțiune și Solidaritate la scrutinul din 11 iulie.